Luna noiembrie, ziua a treia. Pătimirea sfinților mucenici Achepsima episcopul, Iosif preotul și Aitala diaconul. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. În părțile Persiei, în cetatea ce se numește Naeson, era un episcop binecredincios pe nume Achepsima. Acesta, din fragedă pruncie și până la bătrânețe, a săvârșit tot felul de fapte bune și și-a păzit viața fără prihană. Și având 80 de ani de la nașterea sa, n-a slăbit de osteneli, nevoindu-se foarte cu postul, cu rugăciunea și cu purtarea de grijă cu sârguință pentru turma cea încredințată lui. Iar mai multă nevoință a arătat aproape de sfârșitul său, când a răbdat bărbătește până la sânge pentru Domnul, pentru care și-a pus și sufletul său cu o sârdie după grele și îndelungate chinuri. Însă mai înainte, cu câțiva ani de nevoința sa cea mucenicească, a avut această prorocie pentru pătimirea sa. Odată, șezând el în casa sa, un copil al său, umplându-se de duh prorocesc, l-a sărutat pe cap și a zis: fericit este capul acesta, căci pentru Hristos va lua chinuri. Iar el, bucurându-se pentru acea prorocie, a zis: fie mie, o, fiule, după spusa ta. Lângă Achepsima, ședea într-o acea vreme un prieten al său, episcopul unei cetăți în apropiere. Acela, auzind cuvintele pe care le spusese copilul, a zâmbit și a zis acestuia: spune-mi, fiule, dacă știi ceva și despre mine. Iar copilul cel insuflat de Dumnezeu a răspuns: tu nu vei vedea cetatea ta, ci întorcându-te către dânsa, pe drum vei răposa într-un sat ce se cheamă Etradan. Și s-a împlinit prorocia copilului pentru amândoi episcopii, căci acela a răposat pe drum în satul care l-a zis copilul, iar capul lui Achepsima s-a învernicit de cunună mucenicească în acest chip. Savorie, împăratul perșilor cel rău credincios, a ridicat prigoană mare asupra creștinilor din ținutul său. Chiar în zilele mântuitoarelor patimi ale lui Hristos, a trimis poruncă în toate laturile stăpânirii sale ca să fie uciși toți cei ce mărturisesc pe Hristos în Persia. În acea vreme, mulțime de creștini au fost uciși de necredincioși fără cruțare prin sate și prin cetăți. Căci slujitorii idolești și vrăjitorii se sălbăticeau mai vârtos asupra lor și cu sârguință căutau pe cei ce se ascundeau, îi scoteau de prin case și de prin locurile cele ascunse și îi omorau cu cumplite chinuri. Iar alții, din cei credincioși, se dădeau singuri în mâinile păgânilor și cu o sârdie își vărsau sângele. Deci mulți din cei ce erau în palatele împărătești au fost uciși pentru Hristos, cu care împreună a fost ucis și Azadis, famenul, deși era foarte iubit de împărat, ca un adevărat rob al lui Iisus Hristos și mărturisitor al preasfântului său nume. Și înștiințându-se împăratul de moartea iubitului său famen Azadis, i-a părut foarte rău de dânsul și a potolit acea ucidere a poporului, poruncind ca numai pe propovăduitorii și învățătorii credinței creștine să-i caute spre a fi omorâți. Această poruncă împărătească fiind vestită pretutindeni, mai mari vrăjitorilor și fermecătorilor străbăteau toată Persia, cu sârguință, căutând pe episcopii și pe preoții creștini, pe care îi ucideau cu tot felul de chinuri. În acea vreme a fost prins și Sfântul Achepsima, episcopul. Iar când îl duceau cei ce-l luaseră pe el din casă, unul dintre casnici, apropiindu-se, îi spuse la ureche: poruncește ceva pentru casa ta. Iar el, arătând cu mâna spre casă, a zis: de acum nu mai este casa mea, că eu fără zăbavă mă voi duce la casa mea cea de sus. Iar pe când se afla în cetatea Arvil și a fost dus înaintea domnului vrăjitorilor, pe nume Adrax, acesta l-a întrebat pe Sfântul Achepsima: cine ești tu? Iar Sfântul, cu mare glas, a mărturisit că este creștin. Atunci Adrax a zis către dânsul: oare adevărate sunt cele spuse despre tine, că nu asculți porunca împărătească și că propovăduiești un singur Dumnezeu? Iar Sfântul a răspuns fără temere: toate cele ce ai auzit despre noi sunt adevărate, căci propovăduind pe unul Dumnezeu și pe cei ce vin la mine îi sfătuiesc ca să-L cunoască pe El și să creadă în dânsul împreună cu mine. Și a zis Adrax:
Noi am auzit de tine că ești mai înțelept decât alții, dar acum vedem că nu ești cu nimic mai înțelept decât copiii cei fără de pricepere. Căci ce pricepere este aceasta? Să te împotrivești poruncii împăratului și să nu te închini prea luminatului soare și focului, cărora însuși împăratul se închină. Iar Sfântul a răspuns: Și împăratul vostru și voi împreună cu dânsul ați înnebunit, căci lăsând pe ziditorul, vă închinați făpturii. Atunci Adrax a spus cu mânie: O, bătrân mincinos, ne numești nebuni pe noi care cinstim și ne închinăm soarelui, unei stihii ca aceasta, care toate le înviază și le luminează? Tu ești nebun cu adevărat și dacă nu te vei supune poruncii împărătești, apoi bătrânețile tale nu te vor izbăvi din chinurile cele grele, nici Dumnezeul tău cel răstignit nu te va scoate din mâinile noastre. Iar Sfântul a spus: Să se astupe necurata ta gură care hulește pe Dumnezeul meu. O, păgânule, cu amenințarea ta voiești a mă spăimânta ca să mă depărtez de la așezămintele părintești cu care m-am învățat din tinerețe și în care am ajuns la căruntețe? Deși te lauzi cu mândrie că nu mă vor izbăvi bătrânețile mele, nici Dumnezeul meu nu mă va scăpa din mâinile voastre, să știi însă că nici eu nu voi schimba lucrul cel mai bun pe cel mai rău, căci ce folos voi avea dacă în aceste puține zile o să fiu liber din mâinile voastre? Căci de grabă și fără de voi se va cere de la mine datoria cea de obștea firii morții. Nu mă voi închina soarelui, nici nu voi cinsti focul, ca să nu râdă cineva de bătrânețile mele și să nu socotească cineva că mai mult iubesc viața decât pe Dumnezeul meu. Nu voi vinde atâtea bunătăți cerești pentru viața aceasta atât de scurtă. Atunci îndată a poruncit vrăjitorul să-l întindă pe sfânt gol pe pământ și să-l bată tare cu toiege ghimpoase. Și atât de mult a fost bătut peste tot trupul, încât și pământul s-a înroșit de sângele lui. După îndelunga bătaie, iarăși punându-l chinuitorul înaintea sa, a zis: Achepsima, unde este Dumnezeul tău, căruia te închini, ca să vin acum să te scoată din mâinile mele? Sfântul a răspuns: O, nelegiuitule, Dumnezeul meu este pretutindeni, El umple cerul și pământul și poate să mă scoate din mâinile tale. Dar eu nu pentru aceasta rog bunătatea Lui ca să mă scape de chinuirea ta, ci ca să-mi dea răbdare în chinuri, pentru ca răbdând până la sfârșit, să dobândesc cununa vieții. Iar tu, care împotriva Dumnezeului celui viu te ridici, fiind pământ și cenușă, de ce fel de chin și moarte ești vrednic? Cu adevărat, ești vrednic să arzi în focul acela căruia acum ca unui Dumnezeu te închini pentru ca Dumnezeul tău să te ardă în veci. Iar Domnul Vrăjitorilor, auzind acestea, s-a iuțit cu mânie și a poruncit să-l lege pe Sfântul cu lanțuri grele și să-l închidă în temniță. A doua zi a fost prins preotul Iosif, care avea 70 de ani, asemenea și Aitala diaconul, amândoi bărbați drepți și sfinți, a căror râvnă după Dumnezeu era ca râvna lui Ilie prorocul, iar vederea lor cinstită și cuvântul lor ca o sabie ascuțită de amândouă părțile, tăind de necredința. Aceștia au fost aduși înaintea necuratului vrăjitor, iar el, căutând deasupra lor cu mândrie și cu ochii groaznici, a zis: O, ne-am pierdut! Pentru ce, înconjurând pe poporul cel neștiutor, îl înșelați cu învățăturile voastre cele nedrepte? Preotul a răspuns: Noi nu înșelăm poporul, ci de înșelăciune îl întoarcem către adevăratul Dumnezeu, care este domn și ziditor al soarelui și al focului și a toată făptura cea văzută și nevăzută. Și nu este nedreaptă învățătura noastră, de vreme ce este pentru unul Dumnezeu cel drept. Vrăjitorul a zis: Care învățătură este mai dreaptă? Oare aceea de care se ține împăratul și toți voievozii lui? Sau aceea pe care au alcătuit-o oamenii cei simpli, cei lepădați, cei sărați și de nimic, precum sunteți și voi? Răspuns a preotul: Cu adevărat, noi suntem oameni simpli și lepădați numai în lumea aceasta, căci nu în bogăția cea vătămătoare de suflet și în mândria vieții, ci în sărăcia și smerenia noastră, binevoiește ne ține Dumnezeul nostru. Pentru aceea, mulți dintre noi se fac de bunăvoie săraci și smeriți, împărțindu-și averile lor în mâinile săracilor, pentru că nădăjduim a lua însutit de la Domnul nostru. Căci dacă ne-am fi îndeletnicit cu strângerea bogăției, apoi lucrând cu mâinile noastre, ne-am fi îmbogățit mai mult decât tine, care nu lucrezi nimic, ci numai mănânci ostenirile cele străine și răpești averile altora, nedreptățind pe poporul cel sărac.
Iar nouă ne ajunge din ostenelile noastre să ne hrănim singuri cu măsură și să ajutăm și pe frații cei neputincioși. Căci știm că este anevoioasă calea bogaților în împărăția cerului și cei ce vor să se îmbogățească lesne cad în ispite. Atunci vrăjitorul, tăindu-i vorba, a zis: lasă minciunea la o parte și te închină focului și soarelui. Preotul a răspuns: să nu nădăjduiești niciodată că mă vei vedea făcând voia voastră cea fără de lege, căci nu voi lăsa pe cel ce a făcut focul și soarele, nici nu mă voi închina zidirii. Auzind acestea, vrăjitorul a poruncit să-l dezbrace pe Sfântul Iosif, să-l întinde pe pământ și să-l bată cu bețe din lemn de trandafir, care au ghimpi ascuțiți ca spinii, până când toată pielea lui se va jupui și carnea va cădea de pe oase. Iar Sfântul, fiind cu totul însângerat, a strigat: mulțumesc ție, Doamne, Dumnezeul meu, că ai binevoit să fiu spălat cu sângele meu de păcatele mele. Iar după îndelungată bătaie, Sfântul a fost legat cu două lanțuri de fier și aruncat în temniță lângă Sfântul Achepsima, unde unul pe altul se întăreau spre ușurarea durerilor lor, mângâindu-se cu nădejdea milei lui Dumnezeu. Și aruncat fiind preotul Iosif în temniță, a rămas aitat la diaconul legat înaintea Domnului Vrăjitorilor, spre care căutând vrăjitorul a zis: dar tu ce zici? Vei împlini porunca împăratului? Te vei închina Marelui Soare și Gustavei din sângele jertfelor, ca să te izbăvești de nevoia ce-ți stă asupra? Sau vei rămâne aspru și neplecat ca și ceilalți? Iar Sfântul Diacon a răspuns: lucrul acesta este al necuratelor tale cărunteți, ca să bei sânge și în loc de Dumnezeu să ai pe acela pe care l-a zidit Dumnezeu. Însă eu nu voi fi atât de orbit cu ochii sufletești, precum ești tu, și nu voi cinsti făptura mai mult decât pe Făcătorul. Auzind acestea, chinuitorul a poruncit să lege mâinile lui sub genunchi și să-i bage un lemn mare prin legătura mâinilor și 6 ostași să sară peste dânsul, călcându-l cu picioarele, iar după aceea să-l bată cu toiege ghimpoase, fără cruțare. Deci, sărind peste dânsul ostașii, i s-au desfăcut încheieturile și bătându-l cu toiege ghimpoase, i s-a zdrobit carnea. Iar el, răbdând cu vitejie, a zis către vrăjitor: te veselești, chinuitorule, văzând trup omenesc sfâșiat, precum se veselește câinele sau corbul când vede stârvul și așteaptă să se sature din trânsul. Însă să știi, necuratule, că socotesc într-un nimic chinurile acestea. Iar vrăjitorul, mai mult mânindu-se, a poruncit să-l bată pe sfânt și mai tare, până când i s-au sfârmat oasele și a căzut carne de pe oase. După aceea, încetând a-l bate, l-au dus în temniță, dar nu putea nici să pășească din pricina rănilor celor cumplite și, aducându-l ca pe un lemn, l-au aruncat lângă cei mai dinainte pătimitori. Iar după ce au trecut 5 zile, sfinții au fost duși din temniță la locul ce se numea Rai, unde era capiștea zeului focului pe care îl cinsteau păgânii perși. Acolo Domnul Vrăjitorilor, stând la judecată, a zis către sfinți: spuneți-mi de grabă, veți rămâne încă în nebunia voastră? Sau schimbându-vă spre lucrul cel bun, veți fi de o credință cu noi? Sfinții au răspuns: spre știință să-ți fie ție, judecătorule, că în gândul pe care l-am avut din început, în același și acum suntem și până în sfârșit tot în el vom petrece. Și nici cu îngrozirile, nici cu chinurile, nici cu darurile, nici cu orice alt chip nu vei schimba mărturisirea noastră cea bună. Căci un Dumnezeu și Domn a toate știm și mărturisim și lui unuia credem și ne închinăm. Acestea, auzindu-le vrăjitorul, îndată a găsit alt chin. A poruncit să-i lege cu frânghii pe sub mâini, asemenea și coapsele și fluierele picioarelor, și să pună un lemn prin frânghii pe care să-l învârtească și astfel cu acele frânghii să-i strângă pe ei. Aceasta împlinindu-se, s-a făcut sfinților cumplit chin și durere, căci se sfârmau oasele lor întrânși, încât auzeau și cei ce stăteau departe de acea priveliște cum le trozneau oasele. Iar cei ce-i chinuiau ziceau către dânsii: vă mai împotriviți voi împărătești? Dar ei răspundeau: cel ce face voia împăratului vostru celui fără de lege este potrivnic lui Dumnezeu. Și așa au fost chinuiți sfinții de la al 3-lea ceas până la al 6-lea. După aceea, chinuitorul a poruncit să ducă iarăși în temniță, dar sfinții nu puteau să meargă, de aceea au fost duși ca niște saci și aruncați acolo unde au fost și mai înainte. Apoi chinuitorul a poruncit străjerilor să nu fie lăsat nimeni să intre la dânsii, iar dacă ar voi cineva să le dea lor ceva bucate sau băutură sau haine, acela îndată să fie ucis.
Deci au petrecut pătimitorii lui Hristos în acea temniță 3 ani, în mare nevoie, slăbind de foame și de sete și de putrezirea rănilor, răbdând durere fără de măsură, încât chiar și străjerii se umileau văzând nevoia lor și de multe ori lăcrimau, dar se temeau să le ducă oarecare ușurare, având groază de Domn. Doar în taină, câte unul dintre dânșii le dădea uneori câte o bucată de pâine sau puțină apă. Și așa răbdau toate pentru dragostea lui Hristos. Iar după 3 ani a venit acolo Savorie, împăratul perșilor, și împreună cu dânsul a venit cel mai mare domn peste toți vrăjitorii care erau în Persia, al cărui nume era Ardasabor. Acela, fiind înștiințat despre sfinții mucenici Achepsima, Iosif și Aitala, a poruncit ca să-i aducă pe ei înaintea sa. Și când au ieșit sfinții din temniță, erau ca niște trestii clătinate de vânt, așa de mult slăbiseră. Căci fiind chinuiți cu foame și cu sete, se uscaseră ca fânul ce cade de vânt. Deci, neputând să meargă singuri, au fost duși de alții la Ardasabor, domnul, și acolo au stătut sfinții într-o priveală minunată, căci era chipul lor ca al morților celor ce zac în morminte, cu ochii afundați adânc și oasele acoperite numai cu piele. Și văzându-i domnul, a zis: creștini sunteți? Iar sfinții au răspuns: da, suntem creștini. Credem în Dumnezeul cel viu și ne închinăm lui. Iar domnul a zis: vedeți în ce nevoie v-a adus credința voastră? În ce fel de strâmtorare și scârbă? Căci din pricina chinurilor și alegării îndelungate, ați pierdut înfățișarea omului celui viu și arătați ca morții cei ce zac în morminte. Deci vă sfătuiesc că închinați-vă prealuminatului soare, iar de nu mă veți asculta, apoi cu cumplită moarte veți muri. Iar sfinții toți cu o gură se lepădau de păgânătate și mărturiseau pe Dumnezeul cel adevărat, care nu numai pe soare, ci și toată făptura a zidit-o și se arătau a fi gata spre moarte pentru ziditorul tuturor. Și după multă pricire, dacă a văzut Domnul că nu poate să-i înduplece către a sa voie, a poruncit ca mai întâi 30 de ostași să-l bată pe Sfântul Achepsima cu curele crude pe spate și pe pântece. Iar propovăduitorul striga: supune-te poruncii împăratului și vei fi viu. Iar Sfântul, până când era cu putință, răspundea: eu voia Domnului mă sârguiesc ca o săvârșit cu toată tăria pe care am luat-o de la dânsul. Apoi, slăbind, a tăcut. După aceea i-au tăiat Sfântului cap și s-a împlinit prorocia copilului acelui însuflat de Dumnezeu, care mai înainte sărutându-l pe cap a zis: fericit este capul acesta că pentru Hristos va lua chin. Iar trupul Sfântului, educându-l în drum, l-au aruncat spre mâncare câinilor. Și straja stătea departe, pândind ca să nu-l fure creștinii. Dar după 3 zile, ducându-se străjerii undeva, au luat creștinii aceea comoară de mult preț și au îngropat-o cu cinste. Iar după uciderea Sfântului Achepsima, cu porunca egemonului a fost bătut Sfântul preot Iosif. Iar ostașii strigau: viu vei fi dacă te vei supune dorinței împăratului. Și striga Sfântul: unul este Dumnezeu și nu este altul afară de El, în care viem și ne mișcăm și suntem. Acestuia credem și pe acesta îl cinstim, iar de porunca împăratului nu ținem seama. Deci fiind el bătut îndelung, a slăbit și s-a făcut ca un mort. Și socotind toți că a murit, l-au scos afară și l-au aruncat în târg. Apoi, văzându-l că încă sufla, l-au luat și l-au aruncat în temniță. Iar după chinuirea Sfântului Iosif, Domnul a început a grăi către Sfântul Diacon Aitala: iată viața și moartea, cinstea și ocara stau înaintea ochilor tăi. Deci nu-ți alege ție pe cel mai prost lucru, lăsând pe cel mai bun. Și nu merge pe acea cale pe care au mers cei doi nebuni, care au primit chin vrednic după faptele lor. Tu ascultă sfatul meu ca să te învrednicești de mare cinste și să primești daruri din mâinile împărătești. Iar de nu mă vei asculta, apoi singur vei fi vinovat de pierzania ta. Iar Sfântul Diacon a răspuns: mare rușine ar fi pentru mine înaintea cerului și a pământului dacă nu aș călători pe aceeași cale pe care au mers înaintea mea părinții mei. Căci dacă aceia, fiind bătrâni cu anii și neputincioși cu trupul, așa de bărbătești au pătimit, apoi eu, care sunt mai tânăr cu anii și mai tare cu trupul, cum m-aș teme de aceste chinuri vremelnice? Nu mă tem de moarte pentru Hristos, cel ce a murit pentru mine. Nu voiesc pentru viața cea vremelnică a pierde pe cea veșnică. Nu voi vinde dreapta mea credință pentru darurile și cinstea voastră. Atunci tiranul a zis cu mânie către cei ce stăteau înainte: luați-l și bateți-l mai tare decât pe cei din tâi. Iar Sfântul a zis:
câine rău și necurat. Aceste chinuri numai pe cei împuținați la suflet îi înfricoșează, iar nu pe cei ce sunt bărbați tari și ale căror suflete s-au aprins cu râvna lui Hristos. Deci au început a bate mult pe Sfântul Aitala, iar Domnul, mirându-se, grăia către ai săi. Ce este aceasta, că toți creștinii nu iau în seamă viața aceasta, iar moartea o doresc ca pe viață fericită? Și cei ce stăteau înaintea lui au zis, au de la părinții lor o învățătură dată, care zice că este o altă lume, mai bună decât aceasta. Și ei, crezând în învățăturii aceleia, nu iau în seamă această lume, nădăjduind spre cea mai bună. Deci pentru aceea, cu a lor voie, își aleg moartea. Astfel stând Domnul de vorbă cu ai săi multe ceasuri, Sfântul căpăta în acea vreme răni fără număr. După aceea, Domnul, arătându-se ca și cum ar fi milostiv, a poruncit să înceteze al mai bate și a zis către Sfântul, supune-te voinței împăratului și vei fi sănătos, căci sunt la noi doctori care pot vindeca de grabă toate rănile. Sfântul a răspuns, chiar de-ați fi putut cu un cuvânt să mă vindecați de răni, tot nu m-aș fi supus fără de legii voastre. Iar Domnul a zis, ispitindu-te am zis acestea, căci chiar de te-ai fi supus, cu neputință ți este a fi sănătos după niște răni ca acestea atât de mari, care numai cu moartea se tămăduiesc. Deci fii spre pildă tuturor creștinilor, ca să nu mai îndrăznească a se împotrivi voinței împăratului și să ne cinstească pe boierii lor. Sfântul a răspuns, judecătorule fără de lege, deși totdeauna grești minciuni, acum nevrând ai spus adevărul, că sunt pilde de bărbăție și mărime de suflet tuturor creștinilor. Căci mulți dintre credincioși, uitându-se la mine ca la un chip viu și văzând marea mea pătimire pentru Hristos, se vor umple de râvnă după Domnul Dumnezeul nostru și vor răbda pentru el niște chinuri ca acestea. Iar Domnul, mirându-se de o răbdare și de o bărbăție ca aceea a lui, căutând spre un prieten al său iubit care stătea înainte, cu numele Adeș, și care era din cetatea ce se numea Arvil, a zis către dânsul, pe acești doi creștini, pe Iosif și pe Aitala, să iei în cetatea ta și fă ca ei să fie uciși cu pietre de creștini. Căci pentru aceea n-am voit să-i tai cu sabia, pentru ca învățătorii creștini să-și primească sfârșitul din mâinile creștinilor. Iar Adeș i-a pus pe ei pe dobitoace ca pe niște snopi sau lemne neînsuflețite, căci nu puteau nici să umble, nici să șadă, fiindcă mădularele lor erau slăbite de chinurile cele fără de număr și s-a dus cu dânsii către cetatea sa. Iar pe cale, când era nevoie de a se odihni sau de a înnopta, atunci îi lua de pe dobitoace ca pe niște trupuri moarte și îi punea pe pământ, căci nu puteau să-și miște nici mâinile, nici picioarele, fiind zdrobiți în bătăi. Și dacă cineva de milă ar fi voit a le da lor mâncare sau puțină apă, trebuia să le pună cu mâna în gură. Apoi iarăși ridicându-i de la pământ, îi punea pe dobitoace și legându-i îi ducea ca pe niște morți. Deci ajungând la cetatea Arvil, i-a aruncat într-o temniță împuțită și nu lăsa pe nimeni dintre creștini să meargă la dânsii și să aibă vreo purtare de grijă pentru ei. Și-au putrezit rănile lor foarte și curgea din trânsele puroi și sânge și nu era cine să le lege sau să întoarcă pe altă parte sau să le potolească setea cu vreun pahar de apă rece. Așa pătimeau sfinții pentru Dumnezeu. Pe atunci, era în cetatea aceea o femeie credincioasă și sfântă cu numele Sinandulia, care hrănea în taină pe cei ce pătimeau pentru Hristos în temnițe. Aceea, aflând despre Iosif și Aitala, cum că sunt în temniță, a venit cu slugile sale noaptea și dând mult aur paznicilor, a intrat în temniță și a aflat pe sfinți vii, negrăind nimic, numai suflând încă puțin. Deci a rugat pe străjerii ca să-i dea voie să ia puțină vreme în casa sa, făgăduind ca mai înainte de a se face ziua să-i aducă iarăși în temniță. Și i-a dat ei voie straja, iar ea luându-i pe dânsii i-a dus în casa sa, care nu era departe de temnița aceea, și punându-i pe pat, le-a spălat rănile și le-a șters sângele cu o pânză curată și și-a uns trupul său cu sângele lor. Apoi le-a uns trupurile cu mir de mare preț și le-a legat rănile de la mâinile și picioarele cele zdrobite și a plâns pentru dânsii foarte. Și mai ușurându-se puțin durerea lor, Iosif și-a venit în fire și privind la femeia aceea credincioasă care plângea și se tânguia lângă el cu amar, a început încetişor a grăi către dânsa. Atâta afacere de bine pe care ne-ai arătat-o nouă, o sfântă femeie, este bine primită la Dumnezeu și nouă, celor ce pătimim pentru dânsul. Dar a te tângui cu așa amar pentru noi,
nu este cu cuvință, căci este departe această tânguire de credința noastră și de nădejdea cea adevărată și creștinească. Iar femeia a răspuns: Eu mă bucur că Hristos v-a dat vouă atâta bărbăție încât răbdați chinurile cele mai cumplite, dar și mai mult m-aș fi bucurat dacă v-aș fi văzut săvârșind pătimirea până la sfârșit. Iar a plânge este omenește, pornind din milă. Sfântul Iosif a zis către dânsa: Însă nu se cuvine să plângi pentru noi, căci știi că toate necazurile pe care le suferim pentru Hristos mijlocesc veșnica veselie. Apoi, începând a se lumina de ziua, îndată sfinții au fost aduși în temniță. Iar trecând 6 luni, s-au tămăduit puțin rănile sfinților și puteau să stea pe picioare și să umble puțin. Numai mâinile sfântului Aitala atârnau ca niște moarte. Atunci Adeș, cel ce îi luase de la Ardasabor spre ucidere, a fost scos din stăpânirea sa, iar în locul lui a venit alt judecător, mai cumplit decât cel din tâi, cu numele Zvrot. Pe acesta, când a intrat în cetate și pe când se aduceau jertfe în capiștea zeului lor, adică cel al focului, popii idolești l-au vestit despre sfinții mucenici Iosif și Aitala zicând: Sunt în temniță 2 învățători creștini care au fost chinuiți mai înainte de Ardasabor, iar după aceea au fost aduși aici ca să fie uciși cu pietre de către creștinii. Dar de vreme ce nu puteau să umble din pricina rănilor, nu i-am scos spre ucidere, ci am așteptat să-ți tămăduiască, nădăjduind să-i înduplecăm către a noastră credință. Iar judecătorul, auzind aceasta, îndată a poruncit să-i aducă înaintea sa și, vorbind mult cu dânsii, cu îmbunări și cu îngroziri, îi silea să se închine focului și să guste din jertfe. Dar văzând că nu sporește nimic cu acestea, a poruncit mai întâi să-l spânzure gol pe Sfântul Iosif cu capul în jos și să-l bată cu vine de bou. Și fiind bătut tare, rănile ce se tămăduiseră puțin s-au înnoit iarăși și sângele curgea ca dintr-un izvor. Iar unul dintre vrăjitorii cei ce stăteau acolo s-a apropiat de sfânt și a zis cu blândețe: Omule, dacă te rușinezi de popor a intra înaintea tuturor în capiștea zeului nostru și a jertfi cu noi, apoi făgăduiește în taină a face aceasta și vei fi slobod de chinuri. Dar sfântul a strigat cu mare glas: Depărtați-vă de la mine toți cei ce lucrați fără de legea, că a auzit Domnul rugăciunea mea. Și a fost bătut 3 ceasuri, iar după aceea chinuitorul a poruncit ca dezlegându-l să-l ducă în temniță, căci iarăși nu putea merge pe picioare, din pricina rănilor ce i se înnoiseră. Și fiind Sfântul Iosif dezlegat și dus la temniță, în locul lui au spânzurat pe Sfântul Aitala, care asemenea a fost bătut îndelung, fără cruțare, iar el striga neîncetat: Sunt creștin! Apoi, dezlegându-l și pe Sfântul Aitala, au spânzurat în locul lui pe un om oarecare ce era de credința cea rătăcită a maniheilor, care de asemenea mărturisea înaintea tuturor credința sa cea rău credincioasă și defăima pe perși pentru păgânătatea lor. Deci, spânzurându-l și pe acela, au început a-l bate, iar el întâi a răbdat bătăile, dar când au început a-l bate mai aspru, a strigat cu glas tare, blestemând pe manihei și lepădându-se de credința lui și făgăduind că se va închina zeilor persani. Iar Sfântul Aitala, fiind acolo și auzind acestea, îl batjocorea pe el și zicea: Abia ai gustat chinul și te-ai lepădat de credința maniheică. Bine este cuvântat Hristos, Dumnezeul nostru, care ne întărește pe noi în toate chinurile cele cumplite și ne învrednicește să fim nebiruiți și neclintiți în credința noastră cea bine cinstitoare. Acestea, auzindu-le judecătorul, s-a mâniat asupra sfântului și a poruncit ca iarăși să-l bată cu nuiele de trandafiri ghimpoase. Și atât de mult a fost bătut, încât se părea că a murit și, ducându-l afară, l-au lepădat ca pe un mort. Iar unul din vrăjitori, văzând trupul gol zăcând, fiind biruit de fire, s-a plecat spre milă și l-a acoperit cu pânză curată, pe care lucru văzându-l unii din prietenii lui, i-au spus judecătorului și, prinzându-l pe acela, l-au bătut fără milă. Astfel i-au răsplătit lui cei nemilostivi pentru mila ce avusese. Iar pe sfântul Aitala, simțindu-l că încă mai sufla, târându-l de picioare, l-au dus în temniță. Și după câteva vreme, iarăși au fost aduși sfinții din temniță înaintea judecătorului, care le-a zis: Miluiți-vă pe voi, oamenilor! Gustați din sângele jertfelor și veți fi sloboți de chinuri!
Iar ei au zis într-un glas: nu se cuvine omului să bea sânge, numai câinilor ce sunt mâncători de mortăciuni. Dar de vreme ce tu, deși ești om cu firea, ești câine cu năravul, lătrând asupra lui Dumnezeu, cel ce te-a zidit pe tine, tu însuți bea sânge ca un câine și te satură de el. Iar judecătorul, mânindu-se, iarăși a poruncit să-i bată. Însă cei ce stăteau înainte, umilindu-se, au zis: măcar din jertfele cele fierte gustați în loc de sânge, ca să vă sloboziți din chinuri. Sfinții au răspuns: nu ni se cuvine nou a spurca cu ceva credința noastră cea fără de prihană. După aceasta, judecătorul cu sfetnicii săi au rostit asupra lor osânda cea mai de pe urmă să fie uciși cu pietre de către creștini. Iar Sfântul Iosif a zis: voiesc a spune ceva în taină judecătorului. Și îndată a alergat către dânsul judecătorul, crezând că are să se învoiască la păgânătatea lor. Iar slugile l-au ridicat puțin de la pământ și judecătorul s-a plecat către dânsul. Iar Sfântul l-a scuipat în față zicând: oh, fără de rușine și fără de omenie ești! Nu te rușinezi a năvăli așa cumplit asupra firii omenești și a-ți revărsa mânia ta asupra celor abia vii? Atunci judecătorul, rușinat, s-a întors la scaunul său și a trimis îndată mulțime de slugi prin casele creștinilor ca să-i aducă cu silă la divan pentru a ucide cu pietre pe Sfântul Iosif. Și drăgându-l pe el puțin mai departe de divan, la loc mai larg, au săpat o groapă și l-au pus întrânsa, căci nu putea altfel să stea. După aceea, i-au legat mâinile la spate și au așezat pe creștini de jur împrejur, cu sila punându-le pietre în mâini și poruncindu-le să arunce cu ele asupra Sfântului și să-l ucidă, ceea ce au și făcut chiar fără voie. Tot atunci a fost adusă și fericită Sina Andulia și, silită fiind să arunce cu pietre asupra Sfântului, i-a strigat: din veac nu s-a auzit așa ceva, ca să silească cineva pe femeie să-și ridice mâna asupra bărbaților celor sfinți, precum faceți voi, care în loc să vă luptați împotriva vrăjmașilor, ați pornit război împotriva noastră, iar patria care este în pace o umpleți de sânge și de ucideri. Iar păgânii au bătut o țepușă într-o trestie lungă și o dădeau în mâinile ei ca să împungă cu ea de departe pe sfânt. Însă ea a zis: mai bine mi-aș înfige mie aceasta în inimă decât să mă ating de Sfântul și de nevinovatul lui trup. Deci au aruncat împrejurul Sfântului mulțime de pietre, încât numai capul îi se vedea. Iar unul dintre păgâni, ridicând o piatră mare, a înălțat-o deasupra Sfântului și l-a lovit cu ea în cap, încât i-l-a zdrobit. Și astfel, bunul nevoitor și-a dat duhul în mâinile Domnului. Apoi au pus străji să păzească trupul Sfântului Mucenic ca pe o comoară, ca să nu fie furat de cei credincioși. Iar în a patra zi a fost un cutremur mare și tunete și fulgere. Apoi, căzând foc din cer, i-a ars pe străjeri și pietrele s-au risipit ca praful. După aceea, încetând cutremurul, tunetele și fulgerele, a venit poporul la locul unde era trupul Sfântului împroșcat cu pietre și a aflat pietrele risipite, iar trupul Sfântului nu l-au mai găsit, căci Domnul cu judecățile sale l-a dus în loc neștiut. Iar Sfântul Aitala, diaconul, a fost dus într-un sat ce se numea Patrias și de asemenea a fost ucis cu pietre de creștini care au fost siliți să facă aceasta. Iar noaptea, călugării care viețuiau aproape au luat în taină Sfântului trup și l-au îngropat cu cinste. Apoi, în locul acela unde a fost ucis Sfântul Aitala, a crescut cu puterea lui Dumnezeu un copac de mirsină care tămăduia tot felul de boli. Și a fost acolo copacul peste 5 ani, tămăduind neputințele tuturor celor ce alergau la el, care lucru văzându-l păgânii, s-au înveninat și l-au tăiat din rădăcină. După aceea, mulți ani cei vrednici vedeau în locul acela o lumină cerească strălucind și îngeri cântând și slăvind pe Dumnezeu, care preamărește pe sfinții săi, cu ale căror rugăciuni să ne învrednicim și noi într-o cele înalte și împreună cu îngerii să cântăm slavă lui Dumnezeu în veci. Amin. Tot într-o această zi, înnoirea bisericii din Lida a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. Slăvitul Gheorghe, marele mărturisitor al lui Hristos, s-a născut pe vremea lui Dioclețian din tată capadocian și maică palestiniancă. Și dobândind creștere minunată, având fire bună și rădăcină cinstită și sfântă, căci părinții lui din vechi strămoși erau cu ales neam și cu bună credință, s-a făcut prea viteaz și strălucit în războaie. Pentru acest lucru a fost cinstit de Dioclețian ca tribun vestit cu rangul de numerie, încă pe când era tânăr,
După aceea, pentru bărbăția lui cea covârșitoare, a fost înaintat comit, tăinuindu-se până atunci și necunoscând de nimeni că era creștin. Și împlinind de 20 de ani, a rămas orfan de tată, acela pierzându-și viața în luptele bunei credințe. Iar Sfântul, plecând cu maica sa din Capadocia, a trecut în Palestina de unde era ea, căci acolo avea multe lucruri și multe moșii. Și fiindcă s-a întâmplat a muri și maica sa în acea vreme, i-a rămas multă avuție, din care, luând avere cu sine destulă, s-a dus la Diocletian, poftind să ia mai mare stăpânire decât cea din tâi. Dar văzându-i pe păgâni că au atâta ură asupra creștinilor, a hotărât mai întâi să-și împartă averile sale pe care le avea cu sine la săraci, apoi să se vestească pe sine înaintea lui Diocletian, la tot sfatul și divanul că este creștin, care lucrul l-a și făcut de grabă. Deci a împărțit la săraci averile ce avea și a dat libertate robilor săi, făcând așezământ și rânduiala pentru averile rămase în Palestina. Iar în ziua a treia sfatului, căci se făcea sfat cu toți stăpânitorii de prin toată împărăția romanilor ca să scoată din mijlocul lor pe creștini, atunci a venit singur în mijlocul divanului și al sfatului, pentru că atunci se afla acolo și Diocletian și a propovăduit arătat pe Hristos Dumnezeu și Fiul al lui Dumnezeu, dându-și la iveală buna credință. Pentru aceasta, fiind prins, a fost supus la tot felul de chinuri cumplite, căci a fost împuns cu sulița în pântece, a fost pus pe o roată, bătut cu vine de bou de multe ori și aruncat într-o groapă plină cu var. Dar fiind păzit nevătămat de toate, prin darul lui Dumnezeu a tras către credința cea în Hristos pe împărăteasa Alexandra, femeia lui Diocletian. Și afară de dânsa, a încreștinat și pe un oarecare Glicherie și pe altul cu numele Atanasie, pentru că a înviat pe unul din morții de demult și mulțime de oameni i-a adus la credința în Hristos, făcând multe minuni numai cu chemarea Domnului. Deci, făcând el acestea, a fost închis în temniță după porunca lui Diocletian și legat cu lanțuri de fier. Dar în acea noapte, i s-a arătat în vedenii Hristos, binevestindu-i bunătățile care îl așteaptă pe dânsul. Și deșteptându-se, a mulțumit lui Dumnezeu și l-a rugat pe păzitorul temniței să dea voie slujitorului lui să vină la dânsul. Și, făcând păzitorul temniței după voia lui, a intrat robul, căci stătea afară aproape de temniță, și scria cu toată lor aminte faptele Sfântului și cuvintele lui. Deci, văzând pe stăpânul său în legăturii, s-a închinat lui și a căzut jos la pământ plângând. Iar Sfântul, ridicându-l, îl îndemna să fie cu inimă bună. După aceea, i-a spus lui vedenia sa și a poruncit cu dinadinsul ca, după moartea sa, să ia trupul și testamentul pe care îl făcuse mai înainte de a fi prins și să le ducă în casa patriei sale, care era în Palestina, și să aibă frică de Dumnezeu și să nu îndrăznească să nu facă vreuna din poruncile cele scrise în testament. Deci, fiindcă și el a făgăduit și s-a învoit a face toate câte i-a poruncit, a luat binecuvântare și iertare și s-a dus de la Sfântul. Iar a doua zi, Sfântul Gheorghe fiind adus iarăși la cercetare și neplecându-se a jertii lui Apolon, ci mai vârtos zdrobind cu rugăciunea și sfărmând idolii care erau în capiște, i s-a tăiat capul. Iar robul său, luând trupul preacinstit al Sfântului împreună cu testamentul lui, s-a dus în Palestina, unde împreună cu alți creștini, cu multă cinste și evlavie, au îngropat Sfântul și mucenicescul trup. Apoi a săvârșit ca un rob binecunoscător și mulțumitor pe toate celelalte cât îi poruncise Sfântul. După aceasta, n-a trecut multă vreme și a strălucit dreapta credință și luând domnia de-a pururea pomenitul și marele împărat Constantin, cel întocmai cu apostolii, au dobândit libertate aceia care iubeau dreapta credință și pe mucenic și au zidit Sfântului o biserică mare și prea frumoasă în Lida. Apoi, ridicând mult pătimitorul și Sfântul trup al mucenicului din locul cel neînsemnat în care zăcea și aducându-l în acea cetate, au pus la iveală pe cel vrednic de multă lumină și de mai multă arătare. Și prin trânsul au făcut înnoire bisericii aceleia, care era atunci din nou zidită de dânsii, fiind ziua a treia lunii noiembrie. Iar moaștele lui, ca niște izvoare de-a pururea curgătoare, izvorăsc daruri de minuni celor care se închină lui cu credință. Căci Dumnezeu preamărește pe cei ce-l proslăvesc pe el. Deci de atunci Biserica lui Dumnezeu a luat obiceiul ca în fiecare an, în aceeași zi, să prăznuiască aducerea moaștelor Sfântului Mucenic, într-o slava și lauda lui Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, și a însuși Marului Mărturisitor Gheorghe. Amin. Povestire despre minunea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe și despre saracinul care a avut o vedenie în biserica sa. Emirul Siriei a trimis într-o vreme pe nepotul său în cetatea Diopoli,
pe care săracinii o numesc Remplii, ca să cerceteze oarecare pricini ce avea acolo. În cetatea aceea este o biserică minunată a Sfântului Gheorghe, pe care, văzând-o de departe săracinul acela, a poruncit slujilor să-i ducă lucrurile sale în catehumena bisericii, că acolo vrea să poposească. Apoi a poruncit să bage și cele 12 cămile ale lui în biserică, iar preoții bisericii îl rugau să nu facă acest lucru necuvincios și neplăcut lui Dumnezeu. Iar el, înfricoșându-i, a poruncit să le ducă. Dar cum au intrat cămilele în biserică, o minune! Au căzut toate jos și au murit. Și văzând nepotul emirului semnul acesta, s-a mirat de puterea cea mare a Sfântului Gheorghe și a poruncit să scoată cămilele afară din biserică. Iar a doua zi s-a dus preotul să slujească Sfânta Liturghie și săracinul privea din catehumenă să vadă ce are să facă. Iar iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, i-a deschis ochii minții lui și i-a arătat înfricoșata minune ce urmează. În vremea când preotul săvârșea dumnezeștile taine, săracinul a văzut cum preotul a înjunghiat un copil mic și foarte frumos, apoi sângele lui l-a turnat într-un pahar sfințit, iar trupul l-a tăiat și l-a pus pe un discos sfințit. Și când s-a săvârșit ghinonicul, a văzut săracinul pe preot că a tăiat trupul pruncului bucățele și împărtășea poporul cu cărnurile și cu sângele pruncului și s-a minunat foarte. Și după ce a săvârșit preotul dumnezească liturghie, a luat prescurile cele mai bune și le-a dus în dar săracinului care l-a întrebat: ce sunt acestea? Iar preotul a răspuns: acestea sunt din prescurile pe care le slujim noi în biserica noastră. Atunci săracinul i-a zis cu mânie: dintr-o acestea ai slujit tu liturghia astăzi? Au nu te-am văzut eu că ai înjunghiat fără de milă un prunc mic și prea frumos și sângele lui l-ai turnat în pahar, iar trupul lui l-ai tăiat bucățele și l-ai pus pe discos și l-ai împărțit poporului? Toate acestea pe care le-ai făcut tu, necuratule și ucigașule, au nu le-am văzut eu? Acestea, auzindu-le preotul, s-a cutremurat și, căzând la picioarele saracinului, a zis: slăvit să fie Domnul nostru care te-a îndrăgit pe tine, stăpânul meu, a vedea o înfricoșătoare minune ca aceasta. Din aceasta eu cred, Dumnezeului meu, că tu ești mare om înaintea lui și că el vrea să te aibă numărat printre cei mântuiți. Iar saracinul, rămânând uimit de cuvintele preotului, a zis: deci nu sunt acestea într acest chip precum le-am văzut eu? Preotul a răspuns: așa, Domnul meu, așa sunt și așa le credem. Cum că pâinea și vinul pe care le aducem la liturghia noastră sunt trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Dar vederea aceasta până acum eu nu m-am învrednicit niciodată să o am, căci sunt păcătos și văd înaintea mea numai pâine și vin. Însă de vreme ce Domnul Dumnezeul meu te-a învrednicit pe tine, stăpânul meu, să vezi o taină ca aceasta, cred că ești mare om. Căci părinții cei mari ai bisericii noastre, ca oameni prea vrednici, vedeau această minunată taină. Auzind acestea saracinul și minunându-se foarte, s-a plecat jos și s-a gândit mult timp. După aceea, ca și cum s-ar fi deșteptat dintr-un somn, și-a venit în sine și, poruncind slugilor lui să iasă afară, a zis preotului: precum văd și precum deplin mă încredințez, credința creștinilor este adevărată. Și vai mie că mi-am petrecut viața cu minciună și deșertăciune în credința saracinilor, cea cu adevărat păgână. Dar de vreme ce este voia lui Dumnezeu ca să mă mântuiesc, botează-mă ca să slujesc măcar de acum înainte lui Dumnezeu cu conștiință curată. Preotul i-a răspuns: nu îndrăznesc, Domnul meu, să te botez, căci unchiul tău este împărat și, aflând de aceasta, mă va ucide și pe mine și va strica și bisericile noastre. Dar dacă voiești, pleacă în taină de aici și du-te la Patriarhul Ierusalimului fără să te cunoască și el te va boteza. Iar săracinul, auzind acestea, a găsit o haină de păr și, îmbrăcându-se cu dânsa, a fugit într-o noapte pe ascuns și s-a dus la Ierusalim, la patriarh, fără să fie cunoscut și, căzând la picioarele lui, l-a rugat să-l boteze. Și dacă s-a botezat, după 8-a zi, a zis către patriarh: iată, cu darul lui Dumnezeu m-am făcut creștin, deci ce se cade să fac ca să mă mântuiesc? Patriarhul i-a răspuns: dacă voiești să te mântuiești, du-te la muntele Sinai, unde se află monahii cucernici și îmbunătățiți, fă-te monah și păzește poruncile lui Dumnezeu. Iar el s-a dus la muntele Sinai și, făcându-se monah, a petrecut acolo 3 ani. Și, deprinzându-se cu toate lucrurile creștinătății de la călugării aceea, a ajuns în mare măsură ale faptelor bune. După aceea, a rugat pe egumene să-i dea voie să se ducă la Remplii și, luând binecuvântare, s-a dus acolo.
Și intrând în biserica Sfântului Gheorghe, l-a întâmpinat pe preotul cel de Dumnezeu cinstitor, acela de care am spus mai înainte. Și arătându-i se lui cine este, i-a zis: iată că m-am făcut creștin și monah, cu dumnezeiescul dar și prin rugăciunile tale cele bine primite. Însă am mare dorință să văd pe Domnul Iisus Hristos. Pentru aceea te rog cu fierbințeală să mă înveți ce se cade să fac ca să-mi împlinesc dorința. Atunci preotul, slăvind pe Dumnezeu, i-a zis: du-te la Emir, unchiul tău, și înaintea lui și a tuturor saracinilor, mărturisește pe Domnul nostru Iisus Hristos cum că este Fiul lui Dumnezeu, făcătora toată zidirea, cum că s-a făcut om și a făcut preaslăvite minuni în lume și s-a răstignit, s-a îngropat și a treia zi a înviat și cu slavă s-a înălțat la ceruri. Deci, făcând aceasta cu îndrăzneală, vei vedea pe Domnul. Atunci, de-a pururea pomenitul monahul acela, plecându-se dumnezeieștilor cuvinte ale cucernicului preot, a plecat îndată și s-a dus la locul unde era unchiul său, iar noaptea, suindu-se în minaretul geamiei lor, a început a striga: alergați aici, o saracini, că am să vă spun vouă un cuvânt. Aceia, auzind aceasta, au alergat cu făclii și, aflând pe monahul acela, l-au întrebat ce are să le spună. Iar monahul le-a zis: ce-mi dați să vă spun unde este nepotul emirului care a fugit pe ascuns? Iar aceia au răspuns: dacă ne vei spune aceasta, îți vom da bani câți vei voi. Monahul a zis: duceți-mă la emir ca să-i spun. Atunci, luându-l pe el, l-au dus la emir cu bucurie, zicând: monahul acesta știe unde este nepotul tău. Emirul l-a întrebat de el știe cu adevărat. Monahul a răspuns: da, cu adevărat știu că ce unsumi sunt, însă acum sunt creștin și cred în Tatăl, în Fiul și în Sfântul Duh, într-o dumnezeire și mărturisesc că Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat din pururea Fecioara Maria și a făcut mari minuni în lume, apoi s-a răstignit și s-a îngropat și a treia zi a înviat și s-a înălțat la cer și a așezut la dreapta lui Dumnezeu Tatăl și va să vină iarăși să judece vii și morții. Acestea, auzindu-le emirul, unchiul său, și spăimântându-se, a zis: ce ai pătimit, ticălosule, de ți-ai lăsat casa, bogățiile și slava ta și umbli așa de făimat ca un cerșetor? Nu te întorci la credința ta să mărturisești proroc pe Mahomed și să vii iarăși în starea ta cea din tâi? Iar monahul a răspuns: eu câte bunătăți aveam atunci când eram saracin, erau toate partea diavolului, iar aceste haine de păr pe care le port acum sunt lauda mea, bogăția mea și arvună a slavei ce am să o dobândesc pentru credința cea adevărată a Hristosului meu. Iar pe Mahomed, care v-a amăgit, îl defaim și credința în el o urăsc și de la dânsa mă întorc și o dau anatemei. Cu toate acestea, emirului fiindu-i milă de dânsul, a zis saracinilor care se aflau acolo: și-a pierdut mintea și nu știe ce zice, scoateți-l afară și zgoniți-l. Iar aceia au zis: pe acela care a anatematizat pe prorocul nostru și credința noastră și care este vrednic de cumplită moarte slobozești, apoi și noi să ne lepădăm credința noastră și să ne facem creștini. Atunci emirul, temându-se de dâns și să nu facă vreo răscoală asupra lui, le-a dat libertate să facă cu dânsul orice vor voi. Iar ei, scrâșnind din dinți, au răpit pe fericitul monah și, scoțându-l afară din cetate, l-au împroșcat cu pietre, chemând el numele Domnului nostru Iisus Hristos. Și așa s-a săvârșit de-a pururea pomenitul într-o bună mărturisire și, mergând cu îndrăzneală către Domnul, pe care l-a dorit, a luat cununa mărturisirii. Pentru aceea, în fiecare noapte s-a arătat multă vreme o stea strălucitoare deasupra grămezii de pietre și lumina toată partea aceea, care lucru văzându-l saracinii se minunau. Și trecând vreme multă, emirul a dat voie creștinilor care, scoțând sfintele moaștele mărturisitorului din grămadă de pietre, o minune le-au aflat întregi și nestricate, având multă bună mireasmă, pe care moaște cu evlavie sărutându-le, le-au îngropat cu laude și cu cântări de psalmi, slăvind pe Domnul nostru Iisus Hristos, căruia se cuvine slava și stăpânirea în veci. Amin. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.